Doamnelor și domnilor, bună seara, eu sunt Dan Gabor, vă invit să urmărim împreună știrile orei 18. Autoritățile au prelungit restricțiile în capitală, chiar dacă incidența a scăzut deja și vorbim de 4 infectări la 1000 de locuitori. Prefectul capitalei a anunțat însă că în foarte scurt timp vom putea vorbi și despre relaxări dacă incidența va scădea sub 3,5. Programul magazinelor ar putea fi prelungit până la ora 21, iar sălile de sport vor fi redeschise. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că în Vinerea Mare programul operatorilor va fi prelungit cu 2 ore față de cel de weekend și circulația va fi prelungită cu 1 oră, iar în noaptea de înviere românii vor fi liberi. În ședința de astăzi au fost prelungite cele pe care le știm cu toții și următoarele derogări. Pentru următoarea vineri 30, Vinerea Mare dinainte de Paște, programul operatorilor economici cu publicul va fi până la ora 8 în loc de ora 6. Și în noaptea de Paște, circulația va fi liberă pentru toate persoanele, fără niciun fel de declarație, pentru a participa la slujbele specifice, deci deplasarea spre și dinspre lăcașurile de cult. La fel și pentru sărbătoarea credincioșilor musulmani de Ramazan, peste o săptămână după Paște, adică între 8 și 9. Vești mai bune vom putea avea după ce incidența va scădea sub 3,5 la 1000 de locuitori. Autoritățile sunt de părere că până de Paște, cele mai multe restricții vor fi ridicate. Măsurile vor fi relaxate la 3,5. E previzibil că vom scădea și sub 3,5 în următoarea perioadă și atunci programul operatorilor economici și în perioada de weekend, că vine sâmbătă, duminică, va fi până la 21 și circulația persoanelor va fi permisă până la ora 21. Sub 3,5 este posibil până de Paști, să spunem, poate sub 3,5, da? Este posibil. Trendul este scăzător și e consistent scăzător în ultimele săptămâni, după cum am văzut. Nu știu de declarația pe care dumneavoastră o citați acum, dar este previzibil că mergem spre 3. Da. Singura măsură suplimentară față de ce am spus acum e deschiderea sălilor de sport la 3,5. Restaurantele la interior vor putea fi deschise treptat după ce coborăm sub 3 cu rata de infectare, mai întâi cu 30%, după aia sub 1,5 la 50%. Prefectul Alin Stoica atrage atenția operatorilor economici, după ce în ultima perioadă s-au dat amenzi de sute de mii de lei. Controlele s-au axat mai degrabă pe partea de siguranță alimentară și au fost luate măsuri din raportul pe care DSVSA-ul a făcut, adică Autoritatea Sanitară Veterinară, au fost date amenzi cam în valoare de 100 de mii de lei, au fost confiscate cantități de produse, carne și... S-au făcut controle și filtre împreună cu poliția rutieră pentru a preveni transporturile nelegale de alimente și animale vii. Veste bună pentru bănățeni. Este primul weekend în Timișoara în care restricțiile au fost ridicate. Restaurantele, cafenelele, cinematografele, sălile de sport și sălile autorizate de jocuri de noroc sunt deschise și în interior la 30% din capacitate. Incidența raportată de autorități a ajuns acum la 2,72 la 1000 de locuitori. După ce au îndurat luni de zile de restricții dure, timișorenii pot acum să răsufle din nou ușurați. Au scăpat de restricțiile de weekend și au ieșit din scenariul roșu. În primul weekend liber, mii de timișoreni au profitat de vremea frumoasă și au ieșit din case. Nu doar la terase, chiar dacă acestea sunt deschise, ci și la maratonul vaccinării. Acest program durează 3 zile și 3 nopți, timp în care timișorenii se pot imuniza fără programare cu serul Pfizer. Mii de oameni s-au vaccinat până în prezent, iar oricine dorește să se alăture campaniei de vaccinare poate merge la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara doar cu buletinul. Vin oameni nu doar din județul Timiș, ci și de prin țară. Am primit telefoane chiar și de prin străinătate și se pare că acest efort merită. Cel mai sigur mod de a preveni îmbolnăvirea și de a opri această propagare a lanțului epidemiologic în cadrul pandemiei este vaccinarea. Campania națională de vaccinare din România a ajuns astăzi la un nou nivel. Autoritățile de la Deva au deschis în această dimineață primul centru de vaccinare de tip drive-thru din țară. Zeci de români s-au prezentat deja la acest centru și se declară mulțumiți de experiență. Pentru că vaccinarea în astfel de centre se face direct din mașină, persoanele trebuie să vină obligatoriu cu un mijloc de transport. Acesta este primul centru de vaccinare de tip drive-thru din România. Unitatea s-a deschis vineri la Deva, în parcarea unui centru comercial. Aici, vaccinarea se desfășoară zilnic între orele 10 și 19. Cu această ocazie, autoritățile au anunțat și pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care vor să meargă la astfel de centre. Noi am estimat în jur de 500 de persoane care să se vaccineze la centrul comercial din Deva și
sperăm să chiar să depășim astăzi, pentru că în primele două ore am vaccinat 200 de persoane. Avem capacitate până la 1000 de doze să vaccinăm astăzi, dacă lumea se va prezenta. Se folosește Pfizer, este o vaccinare fără programare, este o vaccinare doar cu carte de identitate, lumea stă în mașină, așteaptă să intre la rând, dar totul funcționează perfect. De asemenea, este recomandat să prezinte și chestionarul de triaj și cel prin care își dau acordul să fie imunizați. Vaccinarea se face fără ca pacientul să coboare din mașină, apoi se face înscrierea în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor. În săptămânile care urmează, în țară se vor deschide mai multe centre de acest tip. Autoritățile locale de la Cluj-Napoca au anunțat deja că săptămâna viitoare vor deschide la rândul lor un astfel de centru. Avem administrate peste 85.000 de doze, plus încă 5.000 de doze am vaccinat în centrele mobile și acum cu această acțiune sperăm să depășim cât mai curând 100.000 de doze administrate. Avem la ora aceasta 8 asistente, 5 medici, 3 registratori, dar suntem în discuții de a avea permanență personalul suficient. Potrivit autorităților, oamenii sunt încântați de această metodă. Chiar am discutat de dimineață cu oamenii și li se pare o chestie rapidă, fără a sta la coadă, fără a se programa, fără a avea nevoie de internet, vin și rapid se vaccinează, îi așteptăm la 3 săptămâni să vină să-și facă rapelul. Scade rata de infectare în capitală. Incidența cazurilor la 1000 de locuitori a ajuns la 3,94%. Puțin peste 2200 de cazuri au fost raportate astăzi în întreaga țară. Chiar dacă în privința infectărilor ne aflăm într-o scădere în spitale, situația este în continuare destul de problematică. 1377 de români sunt internați în acest moment la terapie intensivă. Situația continuă să se îmbunătățească, atât în privința numărului de infectări noi, cât și la terapie intensivă. Cu toate acestea, numărul deceselor este în fiecare zi extrem de mare. Cifrele arată o scădere a numărului de cazuri, arată o scădere a presiunii pe sistemul sanitar și o reducere a pacienților din terapie intensivă. Iar dincolo de aceste date strict medicale, faptul că a scăzut incidența va produce și măsuri de relaxare pe care le așteptăm cu toții de atâta timp, mai ales că urmează sărbătorile pascale. Autoritățile sunt de părere că numai vaccinarea în masă va face posibilă eliminarea pandemiei, dar și respectarea în continuare a măsurilor sanitare. Cadrele medicale fac apel către populație și agenți economici să respecte măsurile sanitare atât în perioada sărbătorilor pascale, dar și în perioada care va urma. Trebuie să privim cu responsabilitate și să ne comportăm cu responsabilitate în această perioadă, să evităm aglomerațiile, să respectăm în continuare măsurile sanitare și să ne bucurăm de sărbători cu această responsabilitate colectivă. Și agenții economici care s-au plâns că au fost închiși, trebuie să fie primii care să se asigure că respectă măsurile sanitare, tocmai pentru a evita o nouă măsură restrictivă. Dacian Cioloș îi dă o lovitură grea lui Dan Barna înaintea congresului care va stabili conducătorul unic al USR Plus, potrivit surselor B1.ro. Fostul premier a găsit o metodă de a-i lua fața conducătorului USR. Cel puțin în capitală, organizațiile Plus au în acest moment un număr aproape dublu de membri comparativ cu USR. Acest lucru ar putea să se dovedească decisiv în lupta pentru șefia noului partid. Potrivit datelor oficiale, Plus avea la data aprobării fuziunii 6.338 de membri, în timp ce USR doar 3.793. Din numărul total de membri ai USR București, aproape 1.000 sunt suspendați din partid, ceea ce reprezintă încă o lovitură pentru Dan Barna, având în vedere că aceștia nu au drept de vot. În ceea ce privește organizația Plus, peste 2.300 de membri au cererile de înscriere în partid în lucru sau în curs de aprobare. Acest aspect arată cum partidul lui Cioloș a reușit să lase larg deschisă calea noilor înscrieri pe ultima sută de metri și să obțină astfel avantaje în raport cu gruparea Barna. Potrivit surselor B1.ro, numărul de membri cu drept de vot al fiecărui partid, USR sau Plus, este cel de la data aprobării de către judecătoria procesului de fuziune. În privința celor 1000 de suspendați din USR, s-a ajuns în această situație din două motive: din cauza membrilor care nu au plătit cotizația mai mult de 6 luni și din cauza criticilor adresate conducerii. Cu prima sesizare făcută, aceștia ar fi fost suspendați. Cea mai tensionată situație pentru USR este cea de la sectorul
1. Aici, partidul lui Barna a atras în filială pe ultima sută de metri membrii noi, dar a încercat totodată să crească numărul și prin cooptarea membrilor din alte filiale din București sau chiar din Ilfov. De partea cealaltă, Dacian Cioloș a făcut tot posibilul pentru a face rost de mai mulți membri înaintea finalizării în instanța fuziunii. E o practică pe care acesta însă a criticat-o adesea la PSD sau PNL. Liderii Plus au lansat apeluri pentru membrii obișnuiți să convingă rude, prieteni sau cunoscuți să se înscrie în partid, proces cunoscut în politica românească în preajma alegerilor interne din partide, drept metoda autobuzul. Directorul de instituție care și-a falsificat diploma de licență își va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Bogdan Bratu fusese reținut de procuror pentru 24 de ore după ce ar fi încasat ilegal peste 1 milion de lei pe baza diplomelor falsificate. Deși procurorii au cerut arestarea preventivă, judecătorul a dispus arest la domiciliu în cazul directorului DRDP Craiova, Bogdan Bratu. Ca măsură suplimentară, acesta are interdicția de a lua legătura cu reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. În perioada mai 2014 și până în prezent, Bogdan Bratu ar fi indus și menținut în eroare Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu ocazia încheierii contractului individual de muncă și, ulterior, prin modificarea succesivă a acestuia printr-un număr de 12 acte adiționale din 2014 până în 2021. Bratu este acuzat că ar fi depus la dosarul de angajare o diplomă de licență obținută fraudulos, desființată de judecătoria sectorului 4 București în 16 martie 2016. Actele adiționale au ajutat la avansarea în cariera profesională, dar și la creșterea remunerațiilor salariale. Procurorii susțin că inculpatul a continuat să utilizeze actele de studii cu ocazia angajării la diferite instituții și după ce a fost audiat în calitate de martor în dosarul parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 4 București în legătură cu valabilitatea acestora. Prejudiciul cauzat consta în încasarea tuturor drepturilor salariale aferente funcțiilor deținute fără drept. Acest prejudiciu se ridică la peste 980.000 de lei. Procurorii de caz au propus să se dispună arestul la domiciliu. Se destramă sinecura lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României a demisionat din fruntea controversatului Institut al Revoluției. La rândul său, Gelu Voican Voiculescu a fost demis de noua conducere interimară a instituției. Anunțul vine la 2 zile după ce PNL a depus în Parlament o inițiativă de desființare a institutului. Acesta mai fusese închis și de guvernul Orban, dar Curtea Constituțională a blocat măsura la acea vreme. Vedeți vreo responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat după fuga lui Ceaușescu? Ați coordonat acea diversă? Colegiul Național al Institutului Revoluției Române din decembrie 1989 a anunțat într-un comunicat de presă faptul că Ion Iliescu și-a dat demisia de la șefia institutului. Interimatul va fi asigurat de Alexandru Mironov, până când președintele Klaus Iohannis numește noi membri ai forului. Mironov l-a demis și pe Gelu Voican. Anunțul vine după ce mai mulți parlamentari liberali au depus o inițiativă legislativă pentru desființarea institutului. De altfel, aceasta nu e prima tentativă de a închide sinecura condusă până acum de Ion Iliescu. Curtea Constituțională a respins la finalul lunii trecute ordonanța de urgență prin care guvernul Orban desființase institutul în 2019. Conducerea Institutului Revoluției e asigurată de un colegiu național alcătuit din 25 de persoane. Numirea membrilor Colegiului Național se face de către președintele României. Cum în momentul înființării IRRD, președintele României era Ion Iliescu, acesta a numit prin decretul 1151 din 14 decembrie 2004 toți membrii Colegiului Național. Încă o lovitură pentru Larisa Iordache. Chiar dacă gimnasta a ieșit din spitalul în care era internată după calificările de la campionatul european din Basel, aceasta nu va putea concura nici în finala pe aparate. Larisa nu a participat nici la finala concursului de individual, compus din cauza unei crize renale. Larisa Iordache era calificată în finalele de la Sol și Bârnă. Gimnasta noastră nu se va mai putea lupta pentru medalii din cauza problemelor de sănătate. Larisa a suferit o criză renală severă care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice. Doctorii au considerat că Larisa ar fi riscat o accidentare dacă ar fi concurat în finală. Gimnasta anunțase încă din timpul calificărilor că a concurat cu o stare subfebrilă. Larisa și-a asigurat atunci și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce a ocupat al doilea loc calificant la individual complet. Aglomerație în piața Obor din capitală cu o zi înainte de florii. Bucureștenii au ieșit la primele cumpărături înainte de sărbători și au dat iama la produsele din carne și la dulciuri. Deși suntem în plină pandemie, iar măsurile de siguranță trebuie respectate, majoritatea bucureștinilor nu au păstrat distanța fizică și s-au îmbulzit în magazine. Comercianții au avut parte și de o surpriză din partea poliției române, care a efectuat o razie prin magazine.
Aproximativ 1300 de polițiști sunt în București în acest weekend pentru a gestiona aglomerația din cauza cumpărăturilor pentru sărbători. În Piața Obor a fost restricționat accesul prin punctele de intrare în incinta spațiului comercial. În acest moment, accesul în piață se face gradual, iar jandarmii verifică documentele reglementate prin ordonanțele militare în vigoare. Cea mai mare aglomerație s-a format la magazinele cu produse din pește, acolo unde au fost identificate și mai multe nereguli. Acționăm în această perioadă, fiind vorba și de sărbătorile de flori, când se achiziționează foarte multe produse din pește, suntem în principalele piețe și în principalele centre comerciale unde se comercializează astfel de produse. Doresc să menționez faptul că în prezent aici ne aflăm în Piața Obor, cea mai mare piață din România, unde colegii mei la această oră au găsit mai multe nereguli la niște societăți comerciale, fiind confiscate aproximativ 150 de kilograme de pește doar din această locație. Nereguli nu s-au găsit numai la magazinele cu produse din pește și restul comercianților de carne au fost sancționați pentru că depozitau produse în condiții improprii sau chiar expirate, motiv pentru care au fost și amendați. Au fost aplicate amenzi de 94.000 de lei operatorilor economici care încălcau prevederile legale. Au mai fost confiscate și aproximativ 800 de kilograme de produse de origine non-animală și aproximativ 160 de kilograme de produse de origine animală. Controlele vor continua aceste zile, încercăm să menținem un mediu sănătos. Cât despre metodele de prevenție împotriva COVID, colegii mei sunt prezenți, fac verificări, acționează în principal cu măsuri preventive, încercăm să transmitem mesajul că nu este scopul nostru să dăm amenzi, ci să facem populația să conștientizeze cu privire la pericolele care se expun. Bucureștenii s-au înghesuit și la tarabele cu flori sau cu legume. Cumpărătorii sunt de părere că piața este mult mai aglomerată acum de sărbători decât în zilele trecute, dar spun că, deși le este teamă de virus, trebuie totuși să se aprovizioneze cu produse pentru sărbători. Este mai aglomerat acum, ținând cont că vin și florile? Da, e mult mai aglomerat. Da, da. Față de acum două săptămâni este o abundență și de produse și populație. Credeți că odată cu apropierea Paștelui va fi mult mai multă nebunie aici? Mult mai mult, mult mai mult. Uite, spre exemplu, eu vin de la Piața Delfinului aici. Cartofii aici am luat cu 2 lei, acolo e 3 lei. Deci de-aia se aglomerează că e și mai ieftin. Chiar și așa, comercianții sunt cei mai fericiți că își vând produsele și profită astfel pentru a-și scumpi marfa. La sfârșitul acestei săptămâni, magazinele sunt deschise până la ora 20, în loc de ora 18. Campania de vaccinare este în grafic. Andrei Baciu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, susține că România ar putea atinge obiectivul de 5 milioane de vaccinați la 1 iunie. Asta în contextul în care s-ar vaccina cu prima doză 50.000 de români zilnic. Suntem la 2,8 milioane aproximativ de persoane vaccinate și trebuie să atingem acest target de 5 milioane de persoane vaccinate la începutul lunii iunie. Avem în jur de, să spunem, 40 de zile până la 1 iunie. Dacă avem 50.000 de persoane cu prima doză vaccinată în fiecare zi, în 10 zile ai 500.000 de persoane. În 40 de zile ai 2 milioane de persoane. Deci suntem în grafic pentru atingerea acestui obiectiv pe de o parte. Andrei Baciu a declarat că se dorește implicarea autorităților locale, mai ales cele din zona rurală. Liderii comunităților ar ajuta la facilitarea comunicării cu cetățenii. Ai nevoie de aceste două modalități diferite, cum spuneam. Mediul urban pe de o parte, mediul rural pe de altă parte. Trebuie să facem apel la liderii comunității locale. Cine sunt aceștia? Vorbim de primar, vorbim de profesor, medic dacă există, preot. Trebuie să facem apel la toți oamenii care au încredere. Trebuie să se centralizeze numărul de persoane care își doresc să se vaccineze. Și va exista o listă la primărie. O listă la primărie, tocmai ca să știm câte doze aducem și cât timp va dura vaccinarea respectivei comunități, astfel încât să-i spui și următoarei comunități că sosești peste 3 zile, peste 5 zile. Peste doar câteva zile, românii se pot vaccina și la medicii de familie. Medicii de familie, cu care vom începe campania de vaccinare pe data de 4 mai, puțin peste 3.000 de medici de familie, însă lista nu s-a închis. Oricine va dori și de acum încolo să o facă, o va putea face. Liber la vaccinarea cu Johnson & Johnson în Statele Unite. Reprezentanții Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA au recomandat vineri reluarea imunizărilor cu vaccinul anti-COVID-19. Utilizarea serului a fost suspendată după ce 6 femei au dezvoltat cazuri de cheaguri de sânge în asociere cu niveluri scăzute de trombocite.
O comisie consultativă a Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii consideră că beneficiile vaccinării cu serul într-o singură doză Johnson & Johnson sunt mai mari decât riscurile. Decizia va permite ca autoritățile de reglementare din SUA să ridice suspendarea temporară a utilizării vaccinului începând cu acest weekend, după ce recomandarea făcută de CDC a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 4 împotrivă și o singură abținere. Pe 13 aprilie, Administrația pentru Medicamente și Alimente și CDC au cerut statelor să oprească temporar utilizarea vaccinului pentru COVID-19 al Johnson & Johnson, în urma rapoartelor despre cheagurile de sângerare. La câteva ore de la avertizare, mai multe state, precum și unele farmacii naționale, au oprit vaccinările cu vaccinul Johnson & Johnson, singurele rămase în uz fiind serurile de la Pfizer și Moderna. Și autoritățile române așteaptă o decizie în vederea utilizării acestui ser. Primele 60.000 de doze de vaccin anticovid Johnson & Johnson au ajuns în urmă cu mai multe zile în România. Ministerul Justiției vinde un bolid de peste 160.000 de euro. Supercarul a fost sechestrat de procurorii de la crimă organizată într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Mașina a fusese cumpărată de un interlop pentru iubita sa. Un astfel de bolid a intrat și în posesia procurorilor români. Este vorba despre un Lamborghini Aventador, mașină vândută acum de o agenție a Ministerului Justiției. Licitația va fi organizată online de Agenția de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, iar banii obținuți vor fi confiscați sau vor acoperi prejudiciile provocate de cei condamnați. Mașina a fost cumpărată de un interlop pentru iubita sa și se află de vara trecută sub sechestrul de ICOT. Bolidul a fost fabricat în 2014 și are la bord 54.000 de kilometri. Este echipat cu un motor de 6,5 centimetri cub și dezvoltă numai puțin de 700 de cai putere. Prețul de pornire este de 794.544 de lei, iar cel care își dorește trebuie să depună până la începutul lunii iunie o garanție de 10% din această sumă. În fiecare weekend în Parcul Iore din capitală, bucureștenii vor putea nu doar să iasă la plimbare, ci să-și facă și cumpărăturile de aici. Piața Volantă, intitulată România Autentică, a fost inaugurată de Sfântul Gheorghe și va fi deschisă publicului larg în fiecare sfârșit de săptămână. 20 de producători locali îi așteaptă pe oameni cu produse tradiționale românești, dintre cele mai diverse. Organizatorii spun că ideea a venit ca o metodă de a sprijini micii producători. Bucureștenii sunt foarte încântați de ideea pieței volante din Parcul Iore din sectorul 3 al capitalei. După cum spune și numele România Autentică, oamenii pot cumpăra de aici produse tradiționale românești dintre cele mai diverse. Sunt încântați de idee și spun că este și prilej de a se relaxa, mai ales că piața va fi deschisă în fiecare weekend. Ți-a făcut ceva cu ochiul până acum? Ai poftit la ceva? Probabil la dulciuri, ca toată lumea. Ok. O să fie în fiecare weekend acest târg. Ai de gând să mai revii? Nu sunt din București, nu mai pot să mai revin. Dar dacă aș fi din București, probabil că da. Ne uităm, așa vedem, am gustat ceva, dar cam prețul e cam pipărat. Sau ori mi se pare mie la peste de oameni. Deci v-a făcut ceva cu ochiul până la urmă? Da. Și o să încerc în partea cealaltă, că niște mii sau ceva așa pentru buzunarul meu. Am înțeles. Având în vedere că o să fie în fiecare weekend acest târg, aveți de gând să mai reveniți? Da, normal. Cu ocazia asta ne și plimbăm, face turul parcului și luăm și ceva de aici. Este foarte bun, mai ales că nu e aglomerație, dacă era. Aveam nevoie de o gură de aer, așa? Logic. Suntem și în weekend și da. Logic să ieșim în aer curat, mai ales în apă, e un aer curat, e bine. Vânzătorii îi văd că sunt foarte atenți și ei la rândul lor, așa că e foarte bun prilejul pentru că vin sărbătorile și au produse minunate aici, nici nu știi ce să alegi. Organizatorii spun că prin această inițiativă vor să vină în sprijinul micilor producători. Vrem să sprijinim cumva micii producători pentru că a fost destul de greu în perioada asta să-și poată să-și vândă marfa. Primi sprijinul
autorităților și avizul lor să facem această mică piață volantă care să vină cât mai aproape de consumator în proximitatea unde locuiește, să poată să vină să-și cumpere produse tradiționale românești, de la legume, fructe, până la produse din carne, produse tradiționale din carne, brânzeturi, patiserie tradițională, cozonaci, pască, plăcinte tradiționale românești. Piața va fi deschisă publicului în fiecare weekend, începând de vineri până duminică. Vom fi aici în fiecare weekend pentru toți doritorii, nu numai pentru locuitorii sectorului 3 și pentru ceilalți, pentru că pot să vină aici și să vadă și să poată aprecia produsele care noi le-am adus aici. Sunt maxim 20 de producători în aer liber, cu distanțare, respectând toate normele în vigoare, care pot să-și desfacă și să vândă produsele într-un mod civilizat și cât mai aproape de consumator. Marea și Delta Dunării sunt locuri ideale pentru orice vacanță, în special pentru sărbătorile pascale. Cine dorește plaje virgine, plimbări lungi cu barca și tratament de 5 stele, nu trebuie să caute peste hotare. La resortul Puflene, posibilitățile de relaxare răspund celor mai exigente cerințe. Un peisaj de bazm desfășurat pe o suprafață de 7 hectare și jumătate din Murigal. Inaugurat în august 2012, Puflene Resort reprezintă o destinație inedită pentru orice turist dornic de relaxare. Resortul a fost construit departe de agitația orașului, chiar în mijlocul stufului. Locația noastră fiind fix la porțile Deltei Dunării, în localitatea Murghiol mai exact, de aici putem pleca în absolut orice zonă a Deltei. Resortul este destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat, fie că ești împreună cu familia sau prietenii. Este noul concept turistic destinat celor care doresc o evadare din cotidian și apreciază îmbinarea dintre frumusețea naturii, confort la cele mai înalte standarde și servicii. Locația mai are încă un plus. Reprezintă locul perfect de respectare a măsurilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19. Mulți turiști vin la noi în locație doar datorită faptului că locația noastră este foarte, foarte mare. Vorbim de 7,5 hectare. Ceea ce poate să păstreze distanțarea și nu trebuie să se izoleze neapărat, adică să meargă într-un loc izolat. Locația noastră este foarte mare, presupunând 120 de camere, adică 250 de locuri. Complexul se întinde pe o suprafață de 7,5 hectare și este compus din 300 de locuri de cazare într-un hotel și 16 vile. Turiștii se pot bucura de plimbări lungi pe canalele Dunării sau pot să pescuiască. Iar cei care nu vor să plece din complex au la dispoziție săli de fitness, masaj, teren de fotbal, de tenis și piscină, un restaurant, bar sau zonă barbecue. Cei care doresc să petreacă aici o vacanță trebuie să știe că prețurile sunt cuprinse între 500 și 1200 de lei. Dacă nu v-ați hotărât încă, niciodată nu este prea târziu. S-a observat o mare schimbare la rezervări. Toate rezervările noastre ne vin cam pe ultima sută de metri, deci vorbim de pe o lună pe alta. Nimeni nu-și mai face rezervarea din timp, mai ales după pandemie. Pornim cu un pachet special de 3 nopți, intrare vineri, ieșire luni, pe 30 aprilie până pe 3 mai. Pachetul este compus din all-inclusiv. Cei care doresc să-și petreacă mini-vacanța de Paște la Palatul Bruckenthal din Avric sunt așteptați într-un cadru boem. Aerul curat, grădina fostului baron de Bruckenthal și razele de soare care răsar printre ramurile copacilor fac deliciul unei vacanțe de neuitat. Paște în Edenul Transilvaniei pentru turiștii care vor să petreacă sărbătorile la reședința de vară a baronului von Bruckenthal. Domeniul amenajat după modelul Palatului Schönbrunn este o adevărată oază de relaxare pentru oaspeții care vor să descopere farmecul Transilvaniei. Oaspeții se pot odihni în grădinile palatului și vor fi răsfățați cu fel de fel de bucate, la fel ca în vremurile de odinioară. Grădinile tematice, cum este grădina franceză, grădina olandeză, grădina englezească, invită turiștii și vizitatorii să petreacă timpul în aer liber, să facă plimbări sau să viziteze obiective turistice din zonă. Turiștii își pot face meniul după bunul plac pentru mini-vacanța de Paște și 1 mai. Practic, dintr-un meniu pe care noi îl concepem tradițional, cu
preparate specifice acestei sărbători de Paște, ei își pot alege, combina și personaliza un meniu individual așa cum își doresc. În fosta orangerie a palatului au fost amenajate camere pentru oaspeții care vor să pășească pe urmele baronului Bruckenthal. Pentru că noutatea înseamnă încă 7 camere față de ceea ce aveam înainte, deci un total de 33 de camere. Și n-am mai creat un pachet, practic, ei putând să-și aleagă una, două, trei, câte nopți de cazare doresc, la prețuri absolut senzațional de bune pentru această sărbătoare. Palatul Bruckenthal este și o alegere pentru elevii din zonă aflați în anii terminali. Este un loc frumos, relaxant, se pare că poți să vii cu familia liniștit, să te recrezi, să petreci momente frumoase. E un peisaj frumos, mie îmi place mai mult să fie în afară, să aibă aer, să se vadă mai mult natura. Cui frumos pentru poze, ai loc de unde poți să mănânci ceva. Locație frumoasă și zona turistică, poți să vizitezi mai multe locuri, nu doar palatul aici în zonă. Foarte frumos, se recomandă. Domeniul se întinde pe 17 hectare și oferă priveliști de poveste. Parcul baroc, structurat în terase largi, este singurul de asemenea dimensiuni de la noi din țară. Mâncărurile specifice pescarilor lipoveni din Delta Dunării, tradițiile și obiceiurile lor din preajma sărbătorilor de flori și de Paște sunt prezente în aceste zile la Muzeul Astra din Sibiu. Acolo a început sărbătoarea Deltei, un eveniment ajuns la 5-a ediție. Timp de 8 zile, lipovenii din Delta Dunării vor prepara mâncăruri ce dezvăluie gustul unic al bucătăriei de odinioară din satele de pescare, așa cum este Mila 23. În cadrul unor ateliere creative, lipovenii îi vor învăța pe copii să-și confecționeze singuri o undiță, dar și cum să pescuiască. Valentina Gache este pescar din tată în fiu. A venit în Muzeul Astra să le arate sibienilor și turiștilor o parte din metodele tradiționale de pescuit din Delta Dunării. Este sculă tradițională a pescarului, deci are 5 cercuri. Deci acolo, aia este aripa, bățul acela care se vede pe mijloc e pus ca un stâlp să stea drept când întinzi. Acum am prins un crăpuștean, un ciortan, cum îi spune. Are 25-30 de centimetri. Peștele prins este curățat de solzi și pregătit pentru a fi gătit. Păi, musai secretul. Așa făceau bătrânii noștri. În timp ce peștele este lăsat la gătit în tigaie, un alt lipovean îi învață pe copii cum să-și confecționeze singuri undița. Asta este un băz de pescuit, la plută, așa se numește, din băz de alun. Da, uite, te învăț acum, deci asta este un băz de pescuit la plută, asta este acu, da? Aici se pune un viermuș sau o boabă de porumb și acum nu avem, dar urmează mai târziu. Și după aia bagi ăsta bățul, îl lași pluta până la apă, vezi, așa, și stă pluta afară, vedeți, roșu ăla. Și când vine un pește, ia uitați-vă la plută cum face, uite așa se mișcă și după aia se duce la fund. Copiii s-au arătat încântați de experiență. Atelierul a fost unul educativ. Aș chema și aș îndemna copiii să vină să vadă cum se pescuia pe vremuri, cum erau bețele mai de mult și cum pescuiau oamenii. Sărbătoarea Deltei se desfășoară la Cherhanaua din Muzeul Astra de lângă lac. Duminică de flori, lipovenii vor găti în 3 locații diferite din muzeu pește prăjit, saramură, ciorbă și chiftele de pește. Este al 5-lea an consecutiv când comunitatea lipovenească vine la noi în muzeu, gătesc, ne arată secretele arhaice ale mâncărurilor, pescuiesc cu noi, ne învață să pescuim și ne pun în funcțiune chiar și cuptorul din gospodăria aceasta din la Mahmudia, unde o să gătim prescuri și pâine. Vizitatorii care ajung în muzeu vor cunoaște și o parte din tradițiile lipovenilor și ucrainenilor din Dobrogea de Nord, de flori și de Paști. Vor găti duminică foarte multe rețete tradiționale de pește, de la pește prăjit, la saramură, ciorbă de pește, chifteluțe, toate după rețete străvechi păstrate cu secret de ei. Sărbătoarea Deltei are loc în perioada 22-29 aprilie și face parte din programul Comunității în Muzeul Astra, un program care an de an readuce în atenția publicului comunitățile arhaice multietnice din Delta Dunării.
A revenit în direct. Premieră istorică în Israel. Țara a înregistrat a doua zi consecutivă fără niciun deces din cauza COVID-19. Numărul de decese asociate infectării cu SARS-CoV-2 a rămas neschimbat în ultimele zile, 6.346, conform datelor comunicate de autoritățile israeliene. Israelul profită din plin de cea mai de succes campanie de vaccinare din lume. Țara a reușit să imunizeze numai puțin de 5 milioane de oameni cu ambele doze de vaccin Pfizer. Joi și vineri nu a fost raportat niciun deces COVID, o situație nemai întâlnită de mai bine de 10 luni. De asemenea, din 35.207 teste efectuate vineri s-au înregistrat 129 de cazuri, o rată de 0,4%. Ministerul Sănătății a declarat că peste 53% din populația țării, de aproximativ 9 milioane de persoane, a primit două doze de vaccin. Aceasta este o realizare extraordinară pentru sistemul de sănătate și cetățenii israelieni. Împreună eradicăm coronavirusul, a declarat ministrul sănătății Yuli Edelstein. Cu toate acestea, autoritățile sanitare sunt în continuare în alertă după ce au fost detectate unele posibile cazuri de infectări cu varianta indiană. De asemenea, israelienii nu au voie să călătorească unde vor. Ministerul sănătății a emis un avertisment ce vizează țări precum Ucraina, Etiopia, Brazilia, Africa de Sud, India, Mexic sau Turcia. Germania stabilește un precedent în era COVID. Doar persoanele care au fost complet vaccinate împotriva coronavirusului ar putea beneficia de ridicarea anumitor restricții. Ministrul german al Justiției susține că acest lucru este o cerință a Constituției. În contextul în care folosirea pașaportului de vaccinare pare inevitabilă, Germania e dispusă să-și împartă și proprii cetățeni învaccinați și nevaccinați. Ministrul german al Justiției a anunțat că unele interdicții vor fi ridicate pentru persoanele care au primit ambele doze de ser. Acesta nu este un privilegiu pentru cei vaccinați, ci o cerință a Constituției, a explicat Christine Lambrecht. Problema ridicării parțiale a restricțiilor pentru cei vaccinați va fi dezbătută luni într-o ședință a liderilor de stat și federal din Germania, la două zile după intrarea în vigoare a unui set de măsuri mai dure anticoronavirus la nivel federal. Potrivit ministrului german, noua lege federală autorizează în mod explicit stabilirea de reglementări speciale, excepții și facilități pentru persoane imunizate în fața coronavirusului. Legea privind uniformizarea și înăsprirea restricțiilor antiepidemice în Germania, aprobată de Bundestag, a fost însă atacată la Curtea Constituțională, iar pe parcursul procedurii, proiectul nu va putea fi promulgat. Ungaria a redeschis terasele după ce a atins pragul de 3,5 milioane de oameni vaccinați. Premierul Victor Orban a precizat că activitățile din țară vor fi reluate treptat în zilele următoare, după ce Ungaria va trece și de pragul de 4 milioane de oameni vaccinați. Premierul ungar a subliniat că la mijlocul săptămânii viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi atins și pragul de 4 milioane de persoane vaccinate. Asta înseamnă că o gamă largă de servicii va fi accesibile celor care pot dovedi cu un certificat faptul că sunt imunizați. Acesta a precizat că pot fi redeschise teatrele, sălile de fitness, locurile de joacă în spațiu închis și parcurile de distracții, spațiile închise ale hotelurilor și restaurantelor. Totodată pot avea loc evenimente cu dans și muzică, respective evenimente sportive. Șeful guvernului de la Budapesta a subliniat că activitățile din țară vor fi reluate treptat. Victor Orban a vorbit și despre faptul că tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani pot fi vaccinați cu serul Pfizer, astfel că acestora li se va rezerva o cantitate suficientă de vaccinuri de la acest producător. Deocamdată, Ungaria nu se angajează să vaccineze populația cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani. Pentru acest lucru e nevoie de teste suplimentare, a mai precizat premierul. Orban a explicat că pentru redeschiderea teraselor a fost nevoie de modificarea câtorva reguli, iar din moment ce acestea pot fi deschise până la ora 21:30 de sâmbătă, interdicția de circulație pe timp de noapte va începe de la ora 23. Premierul ungar a subliniat că redeschiderea școlilor a mers mai bine decât s-au așteptat autoritățile, iar prezența în sălile de clasă a copiilor a fost mult peste 50%. Potrivit lui Victor Orban, vocea antivacciniștilor este puternică, iar dintre ei face parte toată opoziția. Premierul a subliniat că, în ciuda acestui fapt, toate vaccinurile sunt la fel de eficiente. Întrucât în zilele următoare va sosi o cantitate mare de vaccinuri, e posibil ca până la jumătatea lunii mai să poată fi vaccinați toți cei care s-au înregistrat. Atunci, cetățenii maghiari vor putea veni din orice colț al lumii pentru a fi vaccinați în Ungaria. Premierul canadian a primit ieri prima doză a vaccinului AstraZeneca. Însoțit de soția sa, el a primit vaccinul plin de entuziasm, chiar dacă chiar în mijlocul tatuajului pe care îl are pe brațul stâng. Yeah, I am very excited. În
Îmbrăcat în costum și cravată, Justin Trudeau, în vârstă de 49 de ani, a sosit la o farmacie din Ottawa, alături de soția sa. Acesta s-a dezbrăcat în fața camerelor de cămașa sub care purta un tricou pentru a facilita vaccinarea și nu a ezitat să glumească cu jurnaliștii prezenți la locație. Pus pe glume, Trudeau și-a rugat soția să îl țină de mână cât timp îi este administrat vaccinul. Astfel, asistenta medicală l-a vaccinat exact în mijlocul tatuajului pe care premierul canadian îl are pe brațul stâng. Soția lui, Sophie Grégoire Trudeau, a contactat COVID-19 în martie 2020, astfel că Justin Trudeau a fost nevoit să intre și el în carantină la reședința sa din Ottawa. Majoritatea provinciilor canadiene au extins în această săptămână accesul la vaccinul AstraZeneca pentru persoanele de peste 40 de ani, care până atunci fusese rezervat celor în vârstă de cel puțin 55 de ani. Dar vineri după amiază, Comitetul Științific, care consiliază Ministerul Canadian al Sănătății, i-a recomandat acestuia din urmă să reducă acest prag de vârstă la peste 30 de ani. Situație dramatică în India. Medicii au lansat un apel disperat pentru că nu mai fac față din cauza numărului extrem de mare de oameni infectați cu COVID-19. Sistemul sanitar este în colaps, nu mai este loc în spitale, iar proviziile de oxigen sunt pe terminate. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Situația pandemică în India devine din ce în ce mai dezastruoasă. Sistemul medical este pe cale de a ceda din cauza lipsei paturilor în spital și oxigenului de care bolnavii de COVID-19 au atât de multă nevoie. Un spital a lansat un mesaj disperat SOS, cum că ar mai avea oxigen doar pentru 30 de minute, în timp ce la spitalul Golden Delhi, 20 de oameni au murit noaptea trecută pentru că au rămas fără oxigen. Guvernul a promis că va trimite trenuri și aeronave care să asigure aprovizionarea zonelor grav afectate. Numărul deceselor a crescut cu 2.624 în ultimele 24 de ore față de 2.263, cât au fost înregistrate vineri. OMS a tras un semnal de alarmă cu privire la consecințele devastatoare ale pandemiei. Din cauza numărului mare de morți, crematoriile sunt depășite, astfel că localnicii au fost nevoiți să facă incinerări în masă în zone improvizate. Situația tragică actuală din India e cauzată de răspândirea noilor tulpini ale virusului, dar și de măsurile de relaxare și neglijența populației care a participat în număr extrem de mare la evenimentele de pelerinaj de la începutul lunii aprilie. Armata israeliană a atacat mai multe obiective ale mișcării Hamas din fâșia Gaza. Atacurile vin ca răspuns la rachetele lansate asupra teritoriului israelian. Forțele de apărare ale Israelului au lovit facilități de infrastructură subterane și lansatoare de rachete în Gaza. Ca răspuns la cele 3 rachete lansate asupra Israelului mai devreme în această seară, am lovit un post militar al mișcării Hamas în Gaza. Alte 2 rachete au fost lansate din Gaza, dintre care una a fost interceptată de sistemul de apărare aeriană al Domului de Fier. Vom continua să apărăm civilii israelieni de teroare, au anunțat forțele de apărare israeliene. Familii israeliene s-au refugiat în adăposturi după ce dinspre Gaza au fost lansate rachete spre sudul Israelului. Unele dintre acestea au explodat înainte să atingă teritoriul israelian, iar altele au fost interceptate de sistemul de apărare Domul de Fier. Cel puțin 20 de rachete au fost lansate dinspre teritoriul palestinian, a scris Times of Israel, care a precizat că nu au fost raportate victime. Schimbul de tiruri vine pe fundalul tulburărilor de joi din Ierusalim, când zeci de israelieni și palestinieni au fost răniți. Ciocnirile au izbucnit în timp ce poliția israeliană a fost mobilizată pentru a asigura securitatea la un marș organizat joi de mișcarea evreiască de extremă dreapta la Hava, un grup ostil fățiș palestinienilor la intrarea în orașul vechi al Ierusalimului. Tineri palestinieni au organizat o contramanifestație pentru a se opune marșului respectiv și au izbucnit incidente la intrarea în orașul vechi, situat în partea de est a Ierusalimului, anexat de statul israelian. Aproximativ 2 milioane de oameni trăiesc în fâșia Gaza în condiții precare. Hamas este considerată organizație teroristă de Israel, SUA și Uniunea Europeană. Vedeta transexuală Caitlyn Jenner a decis să facă o nouă schimbare radicală în viața sa și și-a anunțat intrarea în politică. Tatăl cunoscutului model Kylie Jenner, care între timp a devenit femeie, va candida pentru postul de guvernator al Californiei, funcție pe care speră să o ocupe cât mai curând. Actualul guvernator ar putea pleca din funcție în urma unui referendum. Fostul campion olimpic Bruce Jenner, tatăl supermodelelor Kylie și Kendall Jenner, care între timp a făcut tranziția și a devenit femeie, va candida pentru postul de guvernator al statului California. În mod inedit, Caitlyn Jenner candidează pentru această funcție din partea Partidului Republican.
vedeta vrea să devină prima persoană transexuală din Statele Unite care ocupă această funcție, după ce în 2015 a devenit oficial femeie printr-o decizie a tribunalului din Los Angeles. Merită să lupt pentru California, a scris Caitlyn Jenner pe Twitter. Noi alegeri ar putea avea loc în această lună în California, în urma unei petiții împotriva actualului guvernator, Gavin Newsom. Tatăl surorilor Jenner și-ar fi format deja o echipă și ar avea alături câțiva foști consilieri de-ai lui Donald Trump. În vârstă de 71 de ani, Caitlyn Jenner este unul dintre cei mai proeminenți atleți americani din anii 1970. Când purta numele de Bruce, aceasta a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Montreal. Erupție de proporții în spațiu. Oamenii de știință de la Universitatea din Colorado au observat o flacără gigantică provenită de la Proxima Centauri, care a avut o intensitate de 100 de ori mai mare decât erupțiile Soarelui. Din fericire, datorită distanței enorme care o separă pe Proxima Centauri de Pământ, influența acestei flăcări gigantice nu a fost resimțită pe planeta noastră. Steaua Proxima Centauri a trecut de la o strălucire normală la una de 14.000 de ori mai intensă, atunci când a fost observată în lungim de unde ultraviolete într-un interval de doar câteva secunde, au declarat reprezentanții Universității Boulder, California. Steaua este de mici dimensiuni, pitică și roșie, situată la 4,2 ani lumină sau 40 de trilioane de kilometri depărtare de Soare, în constelația Centaurus. Ea este orbitată de cel puțin două planete, dintre care una este asemănătoare Pământului. Flăcările stelare apar atunci când energia magnetică din petele corpului spațial explodează, producând un flux intens de radiații care poate fi observat pe întregul spectru, de la unde radio până la raze gamma. Este pentru prima dată când se observă o singură flacără stelară, alta decât erupția de la Soare, potrivit National Radio Astronomy Observatory.